doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știrea zilei. Îmi place ca periodic să revin asupra unor teme care, din punctul meu de vedere, sunt utile atât pentru noi cei de aici din platou, cât și pentru dumneavoastră cei de acasă. Vorbim în această seară despre escrocherii, cele mai des întâlnite, cele mai noi, pentru că din acest punct de vedere inventivitatea infractorilor nu are limite. Există extrem de multe posibilități de a pica în capcana acestor oameni care știu să se folosească de slăbiciunile noastre pentru a obține bani. Despre asta este vorba. Finalitatea fiecărei escrocherii este până la urmă o sumă importantă de obicei de bani pe care acești oameni o obțin. O poveste extrem de interesantă veți asculta în această seară la știrea zilei. În platou alături de mine se află doamna psihologă Maria Boldea. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit! De asemenea, de la sediul Poliției Municipiului Constanța, șeful instituției, comisarul șef Emilian Pârvu, este alături de noi. Bună seara, domnule Pârvu! Bună seara! Vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe doamna psiholog, să ascultăm mărturia unei doamne care se recomandă Mirela în această seară, în emisiunea Știrea Zilei, și care, cel puțin potrivit poveștii pe care urmează să ne-o spună, a fost înșelată și a pierdut suma de 10.000 de euro. Doamnă, dacă mă auziți, vă spun bună seara și vă rog să ne spuneți pe scurt povestea dumneavoastră. Bună seara, sper să mă auziți. Da, vă auzim foarte bine. Numele meu chiar este Mirela. Da, am cunoscut acest individ, pot să-i spun așa, îl cheamă ca pe domnul polițist, Pârvu Alexandru, așa se numește dânsul. Asta a fost când l-am cunoscut în martie-aprilie, pe internet, din păcate. Eu fiind tocmai despărțită de cineva, având o depresie, povestindu-i și tot așa, el s-a recomandat o persoană ok, foarte de treabă, care ar vrea o relație serioasă, etc. Am fost invitată la Constanța, am refuzat să merg la Constanța, am spus că dacă vrea să vin aici în zonă, a acceptat și... Deci ați avut o reținere în a veni să vă întâlniți cu el la Constanța? Da. El a declarat că este, da, din Constanța. Ați avut o reținere în momentul respectiv? Da, exact. Da. Și ce ați făcut după aceea? Sau ce a făcut el după aceea? Da, a insistat și până la urmă am acceptat să mergem în zona Bran, la Moeciu. El fiind cu un alt prieten, spunând prima oară că este șoferul, după aceea mi-am dat seama că ei sunt cunoștințe, ceva. Acesta se numește Ian Nicolae. Din fericire pentru mine, acesta chiar este numele real. Ați reușit să dați de urma lui? A prietenului? Nu, deocamdată nu. Am speranțe că îl poate găsi poliția. Am înțeles. Și ce s-a întâmplat acolo? În mini-vacanța aceea pe care ați petrecut-o la Bran Moeciu. Da. Nu știu, la un moment dat a spus că are niște probleme la firmă, iar pe care ceva de tine cu produse farmaceutice. Și că are niște probleme financiare și că dacă îl pot ajuta... Iar eu, fără să-mi dau seama, norocul meu, dacă am putea, adică dacă se lucrează la acest caz, poate fi găsit. Suntem filmați împreună la bancă, la banca de la Bran. Acolo unde am scos o parte din suma de bani. Câți bani i-a stat acestui om? Deci, ia prima oară 3.700, apoi a doua zi încă 5.000 de euro. Am pus în total, au fost cam în jur de 9.000, nu știu, plus 100 de euro, plus nu știu ce i-am mai dat. Am pus în total 10.000 de euro pentru că mi-a plecat și cu bagajul. Deci, cum a plecat cu bagajul dumneavoastră de acolo? Da, nu, venind înapoi spre București, spre Câmpina, mai exact să vă spun,
a spus că are o mare problemă și o urgență la București, la spital, și că se întoarce imediat cât poate de repede. Iar după aceea am continuat câteva zile să vorbim, am niște mesaje în care spune că îmi va da suma de bani, să mai aștept puțin, că mi-o va trimite, iar după aceea pur și simplu a închis toate numerele de telefon. A dispărut pur și simplu, nu ați mai reușit să-l contactați sub nicio formă? Sub nicio formă, da. Conturile de pe rețelele de socializare mai există ale acestui om? Nu, eu chiar nu l-am mai găsit, nicăieri. Dar aveți măcar certitudinea că numele lui real este cel pe care vi l-a spus dumneavoastră? Din păcate nu, pentru că și domnii polițiști de la Măieciu mi-au spus că nu există. L-au căutat dânsii, l-au găsit într-adevăr pe complicele acesteia, pe Iani Nicolae. Există vreo dovadă, doamna, faptului că dumneavoastră i-ați dat acestui om suma de bani pe care spuneți că i-ați dat-o? Da, dovada cea mai concretă ar fi de la bancă, atât. Acolo se poate vedea, sunt filmările. Acolo se vede practic faptul că dumneavoastră ați extras banii, dar se vede și că dumneavoastră i-ați dat lui banii respectivi? Da, și când i-am înmânat. Cred că e destul de complicată situația. Doamnă psiholog, dacă aveți vreo întrebare pe care doriți să o adresați Mirele, eu o să vă rog să o faceți, pentru că bănuiesc că nu în fiecare zi vă întâlniți astfel de cazuri. Până în acest moment, eu trebuie să fac o precizare. Este vorba despre povestea doamnei și atât. Doamna susține toate aceste lucruri. Despre individul respectiv nu știm cine este, cum este, unde este, rămâne ca poliția să investigheze toată povestea. Vă rog. Deci, o întrebare care aș avea eu este dacă doamna a avut un moment măcar de ezitare sau dacă măcar un moment și-a pus problema că ar putea să fie o înșelăciune la mijloc. Da, doamna psiholog, într-adevăr, da, am avut un moment foarte scurt, într-adevăr, de ezitare, de a da înapoi. Și apoi, pur și simplu, nu știu, credeți-mă că nici eu nu pot să-mi explic. Este rușinos ce s-a întâmplat, este și pentru mine. Nu, pur și simplu, nu am o explicație concretă cum a putut să mă convingă atât de bine și... Asta ar fi ideea, practic, fiecare dintre noi și probabil că și dumneavoastră vă puneți aceeași întrebare. Cum ați putut să aveți atât de multă încredere într-un om pe care l-ați cunoscut, practic, pe internet, l-ați întâlnit câteva zile și i-ați dat această sumă mare de bani? Da. O altă întrebare ar fi, au fost la mijloc promisiuni din partea lui că vă va lua de soție sau că veți petrece mult timp împreună fericiți sau lucruri de genul acesta? Da, într-adevăr, nu s-a mers atât de departe la o căsătorie, dar într-adevăr, da, a promis, de fapt a discutat, vai, că da, am rămâne împreună, da. Este tiparul clasic al unei povești de genul acesta? O persoană, iată, doamna spunea, ieșită recent dintr-un divorț, sensibilă probabil pe această zonă, probabil și cu o anumită doză de neîncredere, pentru că, na, un divorț ne poate măcina pe noi toți. Fiecăruia dintre noi poate să-i se întâmple asta și cu siguranță te întrebi dacă n-ai avut și tu vreo vină la un moment dat și atunci intervine un oarecare sentiment de nesiguranță. Sunt multe lucruri de spus aici. Este doamna, face parte din profilul unei victime ideale, ca să spunem așa, da, pe acest fond? Și așa cum ai spus, atunci când o persoană trece printr-un divorț, îi se clatină încrederea în ea însăși. Și iată apare cineva care începe să clădească această încredere și care începe să dea speranțe, care începe să coloreze frumos viața. Și dintr-o dată apare ceva nou, o speranță, o încredere că de acum înainte viața va fi mult mai bună, mult mai frumoasă. Speranță de care avem nevoie în astfel de momente. Și atunci investim totul cu credibilitate. Inclusiv investiții financiare? Inclusiv. Sunt un preț mic comparativ cu investiția speranță emoțională. Exact. Domnule comisar șef Pârvu,
Am și pentru dumneavoastră o întrebare. Bănuiesc că ați ascultat întreaga poveste pe care Mirela a spus-o mai devreme aici la Știrea Zilei. Întrebarea pentru dumneavoastră este cât de complicat este de dovedit o astfel de înșelăciune, dacă ea există. Pentru că vorbim practic despre o persoană care de bună voie, nesilită de nimeni, i-a oferit o sumă de bani acestui om. Nu există o dovadă scrisă, negru pe alb, da? Că a existat acest schimb de bani. Doamna spunea că eventual pe camerele de supraveghere de la bancă s-ar putea vedea cum îi înmânează suma respectivă individului. Dar de aici putem să deducem și că, nu știu, i-a dat să țină banii până înapoi la hotel. Habar n-am. Se pot interpreta multe. Sigur că da, din ce am ascultat până acum, înțeleg în primul și în primul rând că există o anchetă în derulare a IPJ-ului care este desfășurată de colegii noștri de la Moeciu. Cu siguranță și Poliția Municipiului Constanța, dacă va fi solicitată să participe, să sprijine colegii de la Moeciu în acest caz, le vom acorda tot sprijinul necondiționat, așa cum colaborăm de altfel cu toate unitățile de poliție din țară. Ca să pot să mă exprim, știu eu, în legătură cu acest caz, aș pleca în primul și în primul rând de la textul de lege care incriminează infracțiunea de înșelăciune, speță codul penal, în care se prevede că inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate în scopul de a obține pentru sine sau altul un folos injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește. Cu siguranță colegii noștri de la Moeciu vor analiza cu atenție aspectele sesizate de către partea vătămată. Și în final, cu siguranță vor stabili existența faptei, vinovăția autorului și vor face propunere corespunzătoare către parchet. Domnule comisar șef, câte astfel de reclamații primiți dumneavoastră la Poliția Municipiului Constanța, poate nu neapărat genul ăsta, da, de scrocherie, sentimentală să-i spunem, dar altfel de înșelăciuni și câte se rezolvă în favoarea victimei, să spunem? Plângerile pe care le primim la poliție de la diverse părți vătămate, din care rezultă că au fost înșelate în diverse moduri, sunt destul de numeroase. Destul de numeroase, nu neapărat în genul celor prezentate de către interlocutoarea dumneavoastră. Modul de a înșela o persoană cunoaște diverse forme și pentru exemplificare, plecând de la banalul pahar de apă pe care îl cer o persoană necunoscută numai ca să ne determine să-l primim în casă, sau vânzarea la colț de stradă a unor așa zise telefoane, iar partea vătămată constată ulterior că de fapt a cumpărat o bucată de gresie, sau acele oferte pe care le mai primim din când în când de la persoane necunoscute pe telefoane mobile, cum că am câștigat, suntem mari câștigători a unor premii, și ne determină în acest fel să oferim sume de bani în diverse conturi sau încărcarea cartelelor telefonice. Metoda accidentul folosită anul ăsta des la Constanța, nu? Bună ziua, fiul dumneavoastră a suferit un accident. Dați o sumă evident, de bani victimei. Și acesta este un mod de operare. Sau aș mai putea aminti acei indivizi care mai bat pe la ușile noastre și pretind că sunt reprezentanții unei societăți de altfel foarte cunoscute și pretind diverse sume de bani sau pretind că avem de recuperat nu știu ce sume din taxele pe care le plătim, apoi prin aceste metode pătrund în locuință și sustrag diverse sume de bani sau bunuri de valoare. De cele mai multe ori înșelăciunea, din experiența noastră, se întâmplă alături de alte genuri de infracțiuni, cum ar fi furtul sau infracțiunile de fals. De ce spun lucrul acesta? Pentru că autorii, așa cum a sesizat și doamna psiholog mai devreme,
atentează la și urmăresc să exploateze cât mai bine naivitatea, credibilitatea, credulitatea sau lipsa de experiență, ori neatenția multora dintre noi. În funcție de modul de operare și ceea ce urmărește infractorul, aș putea spune chiar depinde de multe ori și de iscusința, în ghilimele, infractorului. Aceste moduri de operare sunt îndreptate de cele mai multe ori către persoane în vârstă, dar și alte categorii. Cum este și exemplul doamnei, femei, cum este și copii. Exemplul doamnei de mai devreme, sigur că da. Vreau să vă întreb, doamnă, care ar fi portretul escrocului perfect? Da? Știm celebrul film când Dem Rădulescu este cel care merge, este șarmant, este foarte drăguț, are bani, este un om cu o anumită poziție socială, da? Merge în mediul rural și le promite mare acusare a tinerelor domnițe, dornice de o iubire pasională și le ia banii și pleacă cu ei la București. Nu știu, care ar fi portretul escrocului ideal? Deci aș putea să spun că escrocul are o personalitate cameleonică. El se adaptează. În funcție de victimă. El se adaptează situației, se adaptează victimei, persoanei. Și reușește să-i simtă, să-i citească nevoile și gândurile. Și se adaptează. O persoană care are nevoie de atenție, el îi va da atenție. Dacă are nevoie de încurajare, îi va da încurajare. Dacă are nevoie de susținere morală, uh-huh, îi va da susținere morală. Sau în funcție de nevoia care o percepe la victimă. Și se va raporta la acea persoană în funcție de ceea ce percepe ca fiind nevoia ei. Reușește să perceapă foarte bine unde și cum poate opera. Și de obicei creează contactul foarte bine vizual și verbal și este un comunicativ foarte bun, da? Comunică foarte bine, reușește să puncteze exact acolo unde este nevoie și atunci se face plăcut. Deci un astfel de om reușește foarte ușor să se facă plăcut. Doamna Mirela, dacă mai sunteți la telefon, așa era persoana care v-a cucerit practic în cele trei zile? Cum s-a comportat el? Da, are dreptate, doamna psiholog, da. 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 Practic, cum, da, era, exact. Cum era comportamentul lui, da, o să vă rog să-mi spuneți? Să spună, da, foarte galant, tot așa, asculta la povestea mea ce mi s-a întâmplat în trecut, sfătuitor, o persoană, vai, foarte caldă, foarte bună. Da, încerca să-mi promită el că va fi bine și că nu toți bărbații sunt așa și da. Doamnă, da, foarte schimbător, cred că știți. Cameleonic, exact cum spunea doamna psiholog mai devreme. Da. Am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră credeți că se va rezolva, nu știu, pozitiv întreaga situație, în favoarea dumneavoastră, dacă credeți că vă veți mai întâlni vreodată cu acest om? Da, eu cred că da. Credeți că până la urmă? Da, se poate rezolva, da, sigur. Vă mulțumesc mult pentru mărturia noastră din această seară și vă doresc succes în demersul pe care faceți. Deci are dreptate, e posibil să mai apară. Da, într-o altă situație de același gen, după ce sunt cheltuiți banii. Sau, mă rog, da. Eu sper să, repet, sper să se rezolve în favoarea dumneaei. Dar mi se pare totuși destul de complicat de dovedit toată această poveste. Domnule comisar șef Pârvu, ce se poartă la Constanța? Care sunt cele mai noi metode pe care le folosesc? Știu că mi-ați descris câteva mai devreme, sunt cunoscute, inclusiv se dau inclusiv drept reprezentanți ai gărzii financiare pe la societățile economice, de unde obțin sume importante de bani. Se merge foarte departe, fără niciun fel de problemă. Am citit și eu că s-a depășit metoda accidentul și s-a trecut la alte metode de tip curierul. Noastră stați la bloc, eu vin la dumneavoastră, eu sunt reprezentant al unei firme de curierat. Da? Sun la ușă, vă spun, văd cine e acasă, noastră răspundeți din casă și vă spun la interfon că am un pachet pentru administratorul blocului. Administratorul blocului nu este acasă, o să vă rog să stați de vorbă cu mine dacă se poate. Dumneavoastră îmi permiteți accesul în bloc, eu vin cu coletul respectiv, vă spun că trebuie să-l las administratorului, că sunt grăbit eventual
și dacă puteți să luați dumneavoastră coletul, urmând ca ulterior să recuperați banii de la vecinul dumneavoastră, administratorul blocului. Dumneavoastră îmi dați mie banii, luați coletul, gol sau plin cu hârtii, evident, eu iau banii și am plecat. Genul ăsta de metode se merge inclusiv până la a se da drept reprezentanți ai casei de pensii, merg la pensionari, la persoane în vârstă, spun că sunt reprezentanții casei de pensii, că s-a făcut o greșeală în calcularea pensiei și pentru a fi recuperați acei bani trebuie ca bătrânul respectiv să depună o sumă într-un anumit cont, care spun ei că este contul casei de pensii. Vă rog. Da. Cu siguranță modurile de operare și din ceea ce am prezentat până acum și ne așteptăm și în continuare să se diversifice din ce în ce mai mult. Așa cum spuneam mai devreme, escrocii caută prin orice mijloace să se apropie de victimă, să le creeze convingerea că ceea ce afirmă ei este adevărat. De multe ori folosesc, tot așa cum spuneam, diverse instrumente, înscrisuri. Vorbiți-mi un pic, domnule Pârvu, dacă puteți, ținuta despre mediul online. Pentru că trăim o epocă în care ne expunem absolut toată viața pe rețelele de socializare. Intrăm acolo, ne facem un cont și ne spunem absolut tot despre noi. Cine formează familia noastră, unde mergem, ce facem, cu cine ne întâlnim, ce restaurante frecventăm, unde suntem la fiecare ora zilei. Cât contează asta pentru un infractor care practic află totul despre viața mea de acolo? Contează foarte mult. De aceea și recomandăm în permanență cetățenilor să nu ofere relații despre dânsi și despre membrii familiei, inclusiv despre vecini. De aceea le și recomandăm de fiecare dată să nu permită accesul în imobile, în blocurile de locuințe, celor care sună la interfon și pretind că desfășoară nu știu ce activități sau pe nu știu cine caută în blocul respectiv și fără să verifice identitatea acelor persoane. Să nu permită accesul în casă oricărei persoane necunoscute numai pentru faptul că oferă sau pretinde sau știu ce solicită. Mulțumesc mult pentru intervenția de alături de noi. Mai mulțumesc frumos. Se termină emisiunea. Îmi pare rău, sincer, vreau să revin pe această temă măcar așa, odată la câteva luni, pentru că mi se pare important și pentru cei de acasă să afle ce li se poate întâmpla. Doamnă, ultimul cuvânt. Pe principiu, ce e prea frumos ca să fie adevărat, trebuie verificat. Nu știu, eu asta e concluzia pe care am tras-o eu astăzi în emisiune, nu? Așa este și cred că e important, înainte să facem un astfel de gest, să stăm de vorbă cu cineva. Ție cum ți se pare? Să-i cerem buletinul, nu știu, să fac niște verificări. Sigur, e urât în dragoste să da, te iubesc, dăm buletinul să te verific. Scrie acolo cine ești sau dă-mi cine sunt părinții tăi, dăm să-i sun. Sau cel puțin să treacă un timp și să avem... Pe principiu și dacă te iubesc nu înseamnă că trebuie să-ți oferi și foarte mulți bani. Mă gândesc că merită o verificare. Mulțumesc, mă, doamnă, pentru prezența alături de noi în această seară. Atenție mare, așadar, fiecare dintre noi putem să picăm în plasa acestor infractori în orice clipă, pentru că fiecare avem slăbiciune. Noastre. Nu fiecare avem copii, frați, mame, tați și așa mai departe, despre care ni se poate spune la un moment dat. Atenție înainte să dați bani cuiva. De ce o faceți? Și puteți să sunați la poliție oricând din acest punct de vedere. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ați fost alături. O seară frumoasă în continuare la Neptun TV. La revedere!